Vulturul morții Fasciculul 11 Ochii lui Dan Dragomir aruncau scântei de mânie. Și aceasta urma să fie contului Gorciacov Severin zâmbi în culmea fericirii. Capitane, niciodată n-am avut o pradă atât de bună. Rimski se întoarse spre Vladimir Korsakov, care se uita amărât la această societate ce înnota în bucurie. Vladimir Korsakov, cât prețuiește cupa aceasta? E foarte prețioasă, Răspunse capitanul de gardă, după oarecare gândire și puțin cam încurcat. Primarul ei spus, se amestecă și Ludovica în vorbă, că este neprețuită și că ar face multe, multe milioane de ruble. Este adevărat, Vladimir Corsacov? Întrebă vulturul morții. Da. Doctorul Leonida se uităm mai de aproape la cupă. Apoi arătă spre diamantul strălucitor și de mărimea unui ou de porumbel, care era așezat în mijlocul celorlalte pietre scumpe. Piatra aceasta singură prețuiește mai multe milioane de ruble. Și voinicii nu se mai săturau să se minuneze de această frumoasă și prețioasă pradă pe care ai pusese mâna capitanul lor. În cele din urmă, Dan Dragomir ridică plosca și zise Capitane, să sfințim cupa!" ai dreptate. Îndată după aceea, vinul negru se vărsă ca un val de sânge în cupă. Rimski fu cel din tâi care ridică minunatul și nestimatul obiect de artă și glasul lui sună tunător când strigă Trăiască Polonia! După aceea i-o dădu Ludovicăi. Fata ridică și ea cupa și uitându-se la Rimski zise cu căldură Trăiască vulturul morții, capitanul nostru! Apoi cupa a ajuns în mâinile lui Dan Dragomir. Trăiască libertatea, strigă voinicul român, care se gândea necontenit la asuprita sa țară ce gemea sub jugul turcilor. Pe urmă o luă Micislav. Trăiască prințul Adam Poniatowski, marele fiu al Poloniei. Când cupa a ajunse la Severin, acesta exclamă. Eu beau pentru pieirea contelui Gorceacov!" În cele din urmă nu mai rămăsese decât doctorul Leonida, care ducând-o la gură strigă Trăiască frăția noastră! Toți voinicii băuseră și cupa se întoarse la vulturul morții, care adresându-se ofițerului de gardă îi zise Vladimir Corsacov, îți mai aduce aminte că în dimineața aceasta friguroasă ți-ai cinstit vizitiul pe Grigore, dându-i să bea vin din damigeana ta? Rimski, vulturul morții, vrea să-ți înapoiezi această datorie. Bea! Vladimir Corsacov își ridică mâna încet, ca și când ar fi vrut să ia cupa, dar când mâna i-a ajuns la înălțimea pieptului, lovi deodată cu putere peste brațul vulturului morții, care, neașteptându-se la așa ceva, scăpă cupa din mână. Toți se uitară încremeniți la ofițerul de gardă. Chipul lui Rimski se făcuse ca parafocului și se părea că se va năpusti la Corsacov spre al nimici cu o singură lovitură de pumn. Dar se stăpâni la timp și, întorcându-se spre prietenii săi, întrebă. S-a întâmplat ceva cu cupa? Doctorul Leonida cercetat tocmai cupa pe care o ridicase de la pământ. A pleznit? întrebară ceilalți apropiindu-se de el. Doctorul Leonida se apropie și mai mult de lampă și cercetă cu mai mare băgare de seamă. Și aici, o altă piatră care s-a ciocnit, iar aceasta a crăpat și ea. Și atunci izbucni din el marea descoperire, vestea senzațională. Prieteni, cupa aceasta prețioasă este împodobită cu pietre false. Ce spui? urlă Rimski. Doctorul Leonida arătă una după alta toate pietrele ciocnite sau crăpate. Nu pe nicio îndoială, toate pietrele sunt false, imitații foarte reușite, bucăți de sticlă minunat șlefuite. Toate privirile se îndreptară spre Vladimir Corsacov. Ofițerul de gardă stătea încremenit și palid ca ceara într-un colț al încăperii. Rimski se apropie de el și vocea lui sună ca metalul când întrebă Ei, Vladimir Corsacov, ce spui la această dezvăluire? Drept să vă spun, nu știu ce să răspund, zise prizonierul liniștit. Eu eram pe deplin încredințat că fiecare piatră de pe cupă este adevărată și de aceea o păzeam ca pe ochii din cap. Vulturul morții se uitând de lung la ofițerul de gardă își sfredeli privirile adânc în ochii lui, apoi, apăsând pe fiecare cuvânt, zise Vladimir Korsakov, capitan al regimentului de gardă imperială din Petrograd, cavaler al ordinului Caterina, aghiotant și curier al țarului, acum n-ai spus adevărul. Vladimir Korsakov porni amenințător spre Rimski și voinicii se țineau gata să intervină dacă ar fi fost nevoie. Deodată însă, ofițerul de gardă se răzgândi și cu un gest trist exclamă ți ușor să mă jignești aici, unde ești tare și mare, dar îndrăznește să repeți aceste cuvinte atunci când stăm față în față, cu arme egale, când n-ai lângă tine oameni care să sară în ajutor când te-ar vedea în primeștie. Prieteni, Vă rog, lăsați-mă singur cu Vladimir Corsacov. Voinicii se uitară uimiți la căpetenia lor, dar fiindcă se obișnuiseră să se supună poruncilor lui, părăsiră încăperea fără împotrivire. Ludovica, du-te și tu! Pe scări se auziră și celor care se îndepărtau. Rimski se mai uită după ei, spre a se încredința că se îndepărtează, și mai strigă după ei. Peste un ceas vă puteți întoarce! După aceea, ușa se închise în urma lor. Acum, Vladimir Corsacov, suntem numai noi doi. Un ceas este îndeajuns de mare, chiar și pentru a mă ucide, dacă poți. Fiindcă acum, când am rămas numai în doi, îți mai spun odată că ai mințit. Rimski se aștepta ca ofițerul de gardă să se repeadă la el. Dar în loc să se năpustească împotriva lui, Vladimir Corsacov dădu din umeri, trist și amărât. Vulturul morții îl întrebă. Aș vrea să știu cum au ajuns pietrele false pe cupa țarului. Corsacov îi răspunse implorător. Nu mă cerceta. Văd, Corsacov, că ai ceva pe suflet. Vai, dacă ai ști, Stanislav Rimski, zise el fără a sfârși vorba, ce ai vrut să spui? Nimic, nimic. De ce nu ai încredere în mine? Aha, nu mai are niciun rost, răspunse ofițerul de gardă oftând. Vulturul morț îl întrebă din nou, de data aceasta cu glasul ridicat, solemn. Până astăzi, Stanislav Rimski nu și-a călcat cuvântul dat. Ți-am spus, Vladimir Corsacov, că vei fi liber și mă țin de cuvânt. Dacă vrei, îți leg ochii pe loc și te scot afară din ascunzătoarea noastră. Nu te voi forța să-mi răspunzi. Nu-ți voi stoarce mărturisirea cu sila. Să nu-mi răspunzi, decât numai dacă simți necesitatea de a o face. Rimski făcu o mică pauză și numai după aceea întrebă din nou. Te-ai hotărât? Vrei să mă lămurești și pe mine cum au ajuns pietrele false pe cupa țarului? În sufletul lui Vladimir Corsacov se dădu o luptă crâncenă, apoi deodată izbucni le-am le, -am, le -am falsificat eu. Rimski se aștepta la răspunsul acesta. El era un foarte bun cunoscător de oameni și în cea din clipă a descoperirii pietrelor false, citise în ochii ofițerului de gardă că acesta știa și cunoștea adevărul. Acum, după ce trecuse greul mărturisirii, vulturul morții vorbi încet și blând, spre a afla și celelalte amănunte ale acestei tainice afaceri. Spune, cum ai făcut aceasta și pentru ce? Povestea e prea lungă, răspunse ofițerul de gardă trist. Nu face nimic, te voi asculta cu dragă inimă. Vladimir Corsacov căzu pe gânduri, ca și când ar fi căutat să-și împrospăteze amintirile. Rimski cel din tâi care rupse tăcerea. Singur n-ai putut lucra, fără îndoială că ți-a dat ajutor și vreun giuvaergiu. Corsacov dădu din cap. Te înțeleg, trul morții. Cunosc viața ofițerilor ruși și știu că strălucirea, pompa, viața luxoasă de la curtea țarului costă mulți bani. Te-ai lăsat ispitit, ca atâția alții înaintea ta. Atunci Corsacov izbucni într-un strigăt grozav. Nu e adevărat! Atunci? Ofițerului de gardă îi se dezlegase limba, și în vreme ce vorbea, chipul lui palid, până atunci deveni din ce în ce mai roșu. Până acum am tăcut, am luat asupra mea vina schimbării pietrelor prețioase, dar fiindcă mă acuz că și făcut aceasta cu gândul de a profita eu însumi, protestez cu toată tăria. Dar atunci, cum s-a întâmplat? Nu te poate interesa pe tine, Rimski, povestea aceasta, care pot spune că mă privește numai pe mine. Dacă ți-am oferit încrederea mea, nu mă jigni respingând-o. spune ce ai pe suflet, cine știe dacă nu te pot ajuta? Să mă ajuți? exclamă ofițerul de gardă râzând amarnic. Pe mine nu mă mai poate ajuta nimeni. Nu se știe, Povestește-mi încet și liniștit cum s-au petrecut lucrurile. Bine, răspunse Vladimir Corsacov, după o oarecare gândire, nu-mi pasă, poți afla totul, căci și așa am ars în urma mea toate punțile de trecere. Eu nu mă mai pot înapoi la Petrograd. Te ascult. Trebuie să încep prin a spune că eu nu sunt de viță nobilă, cum sunt aproape toți ofițerii ruși tatăl meu a fost un simplu mujic și dacă am ajuns la școala militară, aceasta nu pot mulțumi decât faptului că odată l-am scăpat de la un nec pe un ofițer superior rus, sub picioarele căruia se rupsese gheața nevei. Generalul acesta bătrân mi-a purtat de grijă, ca și când aș fi fost propriului copil și m-a înscris în școala militară din Petrograd, unde m-am dovedit a fi un elev foarte silitor. Într-o bună zi s și întâmplarea cea mare, am fost făcut sub locotenent. Bătrânul general însă nu mă părăsi nici atunci, ci se interesă de mine și mai târziu. Dovedind a fi un element în care se poate avea încredere, am înaintat iute. Apoi am ajuns în regimentul de gardă și în urmă am fost numit chiar printre aghiotanții familiei imperiale. Când bătrânul general a ajuns ministru de război, am fost avansat și eu la gradul de capitan. Îmi îndeplineam serviciul la Palatul Imperial și în curând mi s-a dat cea mai mare distinție. Am fost numit aghiotantul personal al țarului. Mă simțeam foarte bine în toate privințele. Cum n-ar fi fost altfel când mă vedeam în fața unei cariere uluitoare și viitorul se desena în culorile cele mai frumoase? Fiindcă nu duceam lipsă nici de bani, am luat-o pe mica mea verișoară pe lângă mine și în curând, fata se făcu atât de fermecătoare încât toți bărbații se întorceau după ea, oriunde ar fi apărut. Dar aceasta a însemnat începutul nenorocirii. Ileana, sora mea, venea și ea pe la curtea țarului, unde, după cum am aflat mai târziu, a făcut cunoștință cu un tânăr ofițer, de care s-a îndrăgostit și cu care se întâlnea fără știrea mea. Idila aceasta a ținut luni de zile, până când, odată, Ileana îmi mărturisi plângând că iubitul ei a părăsit-o, că de săptămâni întregi nu se mai arată, tocmai atunci când dragostea lor începuse să aibă urmări. Cred că îți poți închipui starea sufletească în care eram eu atunci. Am făcut tot ce mi-a stat în putință spre a afla numele amăgitorului surorii mele. Dar toată truda mea rămăsese zadarnică. Într-o bună zi însă, chestiunea lui o întorsătură neașteptată. Mergeam cu Ileana pe stradă, când deodată trece pe lângă noi o trăsură de la curte. Ileana zări trăsura, apoi căzu leșinată în brațele mele. Mă uita iute spre trăsură. În ea ședea marele duce Mihai, fratele cel mai mic al țarului. Ajuns acasă, am aflat apoi că marele duce Mihai fusese amăgitorul surorii mele. Alergai îndată la palat, ca și din fire și cerui satisfacție chiar de la țarul însuși. Dar cererea mea n-a avut altă urmare decât că marele duce Mihai a fost certat. Și atâta tot. Dar amărăciunea mea fu și mai mare că, din ziua aceea, Ileana a dispărut, fără să mai dea vreun semn de viață. De atunci n-am mai aflat nimic despre ea, de parcă ar fi înghițit-o pământul. Nici nu-ți poți închipui, Rimski, starea mea sufletească de atunci. Mă târam prin viață ca un mort viu și nu știam ce se va alege de mine. Când am ajuns iarăși în fața țarului, l-am implorat să-mi dea voie măcar să mă bat cu marele duce Mihai. Dar țarul îmi râse în nas și râsul lui barjocoritor îmi mai răsună în urechi și acum. Nu l-am uitat și nici nu-l voi uita vreodată. Și a trebuit să plec milit și jignit, fără a fi putut șterge pata de rușine de pe umerii familiei mele. Corsacov se opri din povestire. Se părea că amintirile acestea îl chinuiau cumplit și avea nevoie să se mai odihnească. Rimski căută să-l mângâie cu un cuvânt de compătimire. Sărmane, Vladimir Corsacov, ce rău îmi pare de tine! Ofițerul de gardă urmă. Poate că un altul în locul meu ar fi căzut în disgrație. Eu însă aveam un protector puternic în ministrul de război, așa că am rămas și pe mai departe în regimentul de gardă. În sufletul meu însă ardea dorul de răzbunare și eram hotărât să spăl rușinea aceasta, chiar și cu prețul vieții mele. Nu așteptam decât momentul propice. Dar amărăciunea mea a ajuns iute la urechile acelora care se interesează de aproape de viața achiotanților de la curtea imperială. Așa s-a făcut că am ajuns în rândul nihiliștilor care luptă pentru răsturnarea domniei țarului și am devenit unul din membrii cei mai înflăcărați ai acestei societăți secrete căreia îi duceam zilnic știri despre ceea ce se petrecea la palat. Atunci s-a întâmplat să mi se dea însărcinarea de a duce la Varșovia, contelui Gorciacov, cupa de aur bătută în pietre prețioase de o valoare atât de nestimată. Dar, de îndată ce le spusei nihiliștilor ce se pregătește, aceștia fură gata numai decât cu planul lor. Voiau să pună mâna pe cupă. Rimski dădu din cap. Acum înțeleg, zise el cu sânge rece. Aș fi putut foarte bine, urmă Vladimir Corsacov, să fug cu cupa și niciodată să nu mă mai întorc la Palatul Imperial. Dar nihiliștii nu voiau aceasta. Ei nu se puteau lipsi de informațiile pe care li le aduceam eu despre ceea ce se petrecea la curtea țarului. De aceea au hotărât că vor copia cupa ai doma, iar eu îi voi duce contului Gorciacov o cupă împodobită cu imitațiuni fără valoare. Rimski asculta cu încordare povestirea capitanului de gardă. Vladimir Corsacov își urmă istorisirea. De îndată ce mi s-a încredințat cupa, am pornit la drum. Seara însă m-am înapoiat la Petrograd, pe drumuri ascunse, și m-am dus de-a dreptul la sediul nihiliștilor, unde unul dintre membrii noștri, un juvaergiu foarte iscusit, fu gata cu copia cupei în mai puțin de două zile. Firește că trebuia să recâștig cele două zile pierdute și nu porni la drum cu Sania, ci cu cai de schimb, până când câștigai timpul petrecut la Petrograd în ascuns. Din clipa aceea, trecând pe la diferiții guvernatori, am avut de grijă ca toți să observe cu câtă sârguință păstram caseta în care se găsea comoara ce-mi fusese încredințată. Dar la ce ți folosea aceasta? Pentru că în cazul când odată și odată toți ar fi putut descoperi că cupa înmânată contelui Gorciakov era bătută cu pietre fără preț, să nu mi se poată imputa, nici măcar că n-am păzit caseta unde a ajuns de bine în timpul călătoriei. Vladimir Korsakov tăcu pentru câteva clipe. Apoi adăugă. Ce am spus tot, Stanislav Rimski? Nu ți-am ascuns nimic, niciun amănunt. Acum poți să mă judeci și să-mi spui dacă sunt un ticălos sau un nenorocit. Rimski îi întinse mâna ofițerului de gardă și o strânse cu multă prietenie. În locul tău și eu aș fi făcut la fel, Vladimir Corsacov, și acum, după ce ți-am auzit nenorocirea, te prețuiesc și mai mult ca până acum. Curierul țarului strânse cu căldură mâna cei fure cunoștința. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din tot sufletul. Și în clipa aceea amândoi avură simțământul că strângerea aceasta de mână însemna pecetuirea prietenii lor. Și ofițerul de gardă nu putu să nu-și exprime și el, cu sinceritate, gândurile care îi frământau creierul în privința vulturului morții. Stanislav Rimski, zise el, trebuie să-ți mărturisești și eu că m-am înșelat grav în privința ta. Până astăzi nu te-am cunoscut, decât din auzită. La curțile țarului nu se vorbea despre tine decât ca despre o căpetenie de bandiți, de tâlhar la drumul mare, ca despre un monstru lipsit de orice simțământ omenesc. Soarta a rânduit lucrurile în așa chip încât să te pot cunoaște personal. Și în câteva ceasuri te-am cunoscut mai bine decât m-aș fi așteptat, mai bine decât ai putea să-ți închipui tu însuți. M-am înșelat despre tine. Ți-am spus, dar m-am înșelat într-un chip plăcut, deoarece am găsit în tine un bărbat simțitor, cu suflet nobil și curajos, cu adevărat bărbat. În urma acestor cuvinte, veni rândul lui Rimski să-și exprime recunoștința. Mulțumesc, zise el adânc, mișcat. De ce nu mai este dat să mă pot întoarce printre oameni? exclamă Vladimir Corsacov, cu vădită părere de rău. Spre a le spune ce fel de om este, într-adevăr, Stanis Laurimski, vulturul morții. Cum? Nu vrei să te mai întorci? Cum aș putea să mă întorc? Când, după cum ți-am spus, am ars toate punțile de trecere în urma mea. Faptul că nu mi-am îndeplinit datoria înmânând contul lui Gorciakov cupa trimisă de țar ar fi îndeajuns pentru a ajunge înaintea consiliului de război. Nu, nu mă mai pot întoarce. Trebuie să rup cu viața de până acum. Și de ce vrei să te apuci? îl întrebă Rimski liniștit. Korsakov zâmbit trist. De ce? Ofițerul de gardă tăcu. Dar în aceste două cuvinte scurte se ascundea toată tragedia tristei situații a fostului curier al țarului. Răspunde, repetă Rimski, ce ai de gând să faci? Ce? Până în clipa de față n-am fost degradat încă. Tot mai sunt capitan al regimentului de gardă, ofițer, care are îndatoriri față de uniforma pe care o poartă. Nu mi-ai luat pistolul încărcat, așa că știu ce trebuie să fac. Rimski sări de pe scaun ca de șarpe. Ar fi o nebunie, exclamă el. Așa mi-a fost scris. Prosti. Până acum nu ți-am luat pistolul, acum însă îți pretind să mi-l dai sau să renunți la gândul nebunesc care ți-a încolțit în minte. Ți se pare că viața mea mai prețuiește ceva? Numai viața ticăloșilor și alașilor nu prețuiește nimic. Tu ești tânăr, puternic și curajos și nu trebuie să-ți închipui că la hotarele Rusiei sfârșește lumea. Pământul e destul de mare și vei găsi tu un colțișor pe el unde să începi o altă viață. Viața nu mă mai atrage. Nu mai am nicio poftă de ea. Îți va veni pofta. Niciodată. Sau? S-ar mai putea ceva. Ce? întrebă Corsacov, privind deodată curios la vulturul morții. Ai avut prilejul să ne cunoști, atât pe noi, cât și felul nostru de viață. Chiar și adineaori ai spus că a fost o surpriză pentru tine când ți-ai dat seama de adevărata înfățișare a vulturului morții. Dacă nu mai vrei să te întorci în rândul oamenilor, dacă ești obosit și plictisit de fățărnicia lor, atunci vină cu noi, intră în mijlocul nostru, fii tovarăș credincios și toți îți vom fi prieteni adevărați până la moarte. Ochii lui Corsacov începură să strălucească de bucurie. Rimski, vorbești serios? Te gândi bine la ceea ce-ai spus? Eu m-am gândit foarte bine și ți-am vorbit cât se poate de serios. E rândul tău să te gândești și să-mi răspun sincer la propunerea pe care ți-am făcut-o. Am hotărât. Ce anume? Rămân cu voi și îți voi fi prieten și soldat credincios vultur al morții. Rimski îl strânse în brațe fericit pe ofițerul de gardă. Și eu îl salut și îl primesc cu cea mai mare bucurie în rândurile noastre pe Vladimir Corsacov. Ceasul trecuse. Pe trepte se auzi zgomot de pași și capul curios al lui Severin se ivi cel din tâi în ușa larg deschisă. Grăsânul credea că îi va fi dat să vadă urmele unei lupte crâncene, în loc de sânge și capete sparte, el îl văzu pe vulturul morții, stând de vorbă liniștit cu curierul țarului. Rimschi de îndată cel zări pe Severin îi strigă. Veniți! Veniți! Și voi nici intrară unul după altul. Severin, Mici Slav, Dan Dragomir, doctorul Leonida, iar la urmă de tot, Ludovica. Când îi văzu pe toți în jurul său, vulturul morții se ridică de pe scaun și arătând înspre Corsacov, zise... Vă prezint pe cel mai nou soldat al vulturului morții, pe cel mai proaspăt tovară și prieten al vostru. Cuvintele lui fură urmate de o uimire fără margini. Cum? Korsakov? Dar Ludovica strigă cu însuflețire. Stanislau, ai săvârșit o adevărată minune! Rimski își urmă vorba întreruptă de exclamațiile de mirare ale prietenilor săi. Primiți-l cu dragă inimă, în decursul ceasului pe care l-am petrecut împreună, am avut prilejul să mă încredințez că Vladimir Corsacov este un om întreg, de treabă, un adevărat bărbat, care este vrednic să stea alături de noi. Micislav nu se putea stăpâni să nu facă o mică observație, care însă împărtășea gândul tuturor voinicilor. Dar, capitane, uiți că Vladimir Corsacov a fost soldatul țarului? Rimski nu se supără de această vorbă de îndoială și privindu-și prietenul blând, îi răspunse. Ai dreptate, a fost soldatul țarului, dar de atunci a curs multă apă pe vistula și am avut prilejul să mă încredințez că ne va fi un tovarăș mai bun decât a fost un soldat credincios pentru țarul Rusiei. Cine ar fi îndrăznit să se mai îndoiască de sentimentele noului tovarăș când vulturul morții garanta pentru el. Toți voinicii se perindară pe rând în fața lui. Capitolul 14. Vrăjitoarea din Malzin Rimski avusese dreptate. Vladimir Korsakov s-a dovedit a fi un adevărat prieten și un tovarăș credincios. Luase parte la toate isprăvile voinicilor, care profitau mult de pe urma cunoștințelor lui militare și de pe urma priceperii sale în strategie. Când se întâmpla, după cum era și firesc, ca voinicii să aibă de-a face cu un dușman mult mai numeros, Vladimir Corsacov născocea întotdeauna câte ceva, ci scotea pe voinici din încurcătură și locuitorii cuibului de vulturi își trăiau mai departe viața lor cu care se obișnuiseră. Numele vulturului morți era rostit cu tot mai multă groază de aceea care aveau motive să se teamă de pedeapsă, iar guberniile din împrejurimi aduceau tot mai mulți cazaci pentru prinderea temutului bandit. Cazacii aceștia atacau pe neașteptate satele, pădurile, unde bănuiau că ar putea fi ascunzătoarea voinicilor, dar toată truda lor rămăsese zadarnică și soldații se întorceau mereu cu mâna goală. Din această pricină se tot vestea că Mrimski ar avea legături cu dracul și de aceea nu poate fi prins niciodată. Rimski avea obiceiul să umble singur, sau însoțit numai de unul dintre prietenii săi, prin satele vecine, spre a vedea unde este nevoie de ajutorul său, sau, spre a se încredința dacă situația era propice pentru a pedepsi pe vreun asupritor, sau pe vreun cămătar.